vești și povești. Oameni, întâmplări, evenimente. Vești și povești, adunate și date de Liliana Cristea. Vești și povești cu Liliana Cristea. Adevărata poveste de astăzi este despre faptele bune, iar în spatele faptelor reale se află un tânăr despre care se știe prea puțin pentru ceea ce face. Alex Bobeș din București desfășoară o activitate umanitară și ajută oamenii săraci și bolnavi, asigurându-le transport gratuit la spital. Nu contează vârsta, nu contează etnia, nu contează nici măcar religia. Acolo unde este nevoie, asociația Taxi Gratis acționează pentru oamenii în suferință, imobilizați sau nevăzători, dar în același timp atrage atenția opiniei publice asupra nevoilor existente în aceste categorii sociale. Ca să vă convingem, dați-ne ascultare aici la Radio România Antena Satelor, postul pe care l-ați ales și bine faceți! Ascultați acum emisiunea Vești și Povești și începem cu un cântec din Bihor, interpretat de Mariana Stănescu. Thank you.
stimați ascultători, în timp ce mulți dintre noi ne gândim ce mașină să ne mai luăm sau ce destinație de vacanță să alegem anul acesta, iată că un tânăr bucureștean se gândește cum să mai ajute un bolnav lipsit de posibilități financiare. Este bine de știut încă de la început faptul că invitatul nostru nu este un milionar pentru a-i ajuta pe oamenii care trăiesc în suferință din cauza problemelor de sănătate. Așadar, vă invit să-l cunoașteți acum pe Alex Bobeș, fondatorul Asociației Taxi Gratis. Bună ziua, respectele noastre și bine ați venit alături de noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Bobeș, aș spune încă de la început că sunteți un om foarte, foarte norocos pentru că, iată, ați putut găsi o modalitate prin care să ajutați și alte persoane, în special cele sărace, fără posibilități financiare. Acest lucru ar putea fi o sursă de inspirație și pentru noi, dar vă propun să ne povestiți de la început. De unde veniți, cum ați crescut și cât anume din educația primită în familie se reflectă în ceea ce faceți în prezent. Eu m-am născut în județul Covasna, în orașul Covasna. Am finalizat o parte din studii acolo, după care am continuat în alte orașe, Brașov, respectiv București. Proiectul Taxi Gratis, prin care ajut oameni grav bolnavi, care au și probleme financiare în același timp cu transport gratuit, s-a născut după o experiență personală. Mama mea a trecut prin o experiență foarte grea, a avut nevoie de transport la un moment dat, atunci când avea probleme de sănătate. Nu am reușit deloc să găsim un astfel de mijloc de transport adecvat. Singura soluție era pe vremea aceea să apelăm la ambulanță, însă nici aceea nu era gratuită, era foarte scumpă, noi nu ne permiteam. Așa că, după această experiență, am conștientizat faptul că oamenii cu probleme grave medicale și financiare, persoane cu handicap, nevăzătorii, respectiv alți oameni, unor se află în imposibilitatea de a se deplasa către spitale, pentru că nu au un mijloc de transport adecvat. Întâmplarea dumneavoastră nefericită s-a consumat aici în București în urmă cu câtă vreme? Nu, în Covasna. În Covasna, da. Mulți ani, 8 ani, 9 ani. După această experiență am decis să înființez acest proiect, să ajut oameni cu transport gratuit atunci când pot, către spitale, clinici. Lucrați în domeniul medical? Aveți vreo legătură cu domeniul sănătății? Absolut nicio legătură. Lucrez în domeniul IT. Frumos. Și cum este gratis acest serviciu pe care îl oferiți dumneavoastră? Este gratis deoarece persoanele în cauză au, așa cum spuneam mai devreme, probleme financiare și atunci nu își permit să plătească un astfel de serviciu. Asta e și ideea. Se ajută pe cei care nu își pot permite să plătească un mijloc de transport. Eu susțin acest proiect alături de o foarte mică parte de voluntari sau, mă rog, acum donatori, pentru că există și o asociație. În cea mai mare parte, eu susțin financiar, logistic, proiectul din fonduri proprii. Partea financiară o asigurați dumneavoastră din fonduri proprii și mai aveți și alte surse, surse private? Există surse private, donații, dar, sincer, sunt foarte puține. De la stat n-ați reușit să luați niciun bănuț? Nu. Nu. Să înțelegem că n-ar fi interesați de sănătatea noastră. Este foarte greu să găsești surse de finanțare, chiar și atunci când ești o entitate juridică, o asociație. Vrem să accentuăm faptul că Taxi Gratis, prin ceea ce face, chiar oferă servicii fără niciun cost celor care apelează la dumneavoastră. Trebuie spus că sunteți un om foarte, foarte inimos și vom avea și dovada celor spuse de mine acum, dar până una alta, cum ați reușit să fiți aproape de oamenii care și-au pierdut sănătatea? Cum faceți să le intrați în suflet, să vă îndrăgească? Persoanele în cauză de cele mai multe ori află acest proiect prin intermediul cunoscuților. Mulți dintre ei nu au acces la internet, iar eu promovez proiectul în cea mai mare parte digital. Află de la cunoscuți detalii despre proiect, mă contactează telefonic de cele mai multe ori, discutăm puțin despre situația în care se află, iar apoi programăm efectiv ajutorul. Stabilim o zi, o oră în care trebuie să fie preluat. Eu sau unul dintre prietenii pe care i-am voluntari, ne deplasăm și ajutăm persoana în cauză. Așa și trebuie, nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția. O ascultăm pe Adriana Ochișanu Botgros.
poată adona și-o mie. Să poată adona și-o mie, măi mă, la casa cu multe sfate, ședile catul la poartă, ședile catul la poartă, măi mă. Nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția, nici banul, nici avuția, măi mă. Cine-i om de omenie, să cunoaște dintr-o mie, să cunoaște dintr-o mie, măi mă. Cel urât, mă, drumul larg îmi pare strânt, mă, drumul larg îmi pare strânt, măi, mă. Nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția, nici banul, nici avuția, măi, mă. Cine-i om de omenie, să cunoaște dintr-o mie, să cunoaște dintr-o mie, măi mă. Cu omul care-i drag, drumul strânt îmi pare larg, mă. Cântecul și veselia e soare cu omenia, măi mă, n-aș da omenia mea, mă, pe averea altuia, mă, pe averea altuia, măi mă. Nu-i nimic ca omenia, nici banul, nici avuția, nici banul, nici avuția, măi mă. Cine-i om de omenie, să cunoaște dintr-o mie, să cunoaște dintr-o mie, măi mă. Sub zăpada topită încep să se întrevadă petice plăpânde de iarbă. Maică-ți vine să crezi că gerul ne-a slăbit, iar crivățul s-a pierdut pe cele pustietăți. Dar bătrânii satului dau din cap neîncrezători. Ei, nepoate, e drum lung până în primăvară. Iarna se mai odihnește și ea. Ascultă-o însă cu atenție și o să auzi cum șuieră. Fă-te, frate, cu antena satelor ca să treci iarna. Vești și povești despre fapte bune. Rămânem în direct prin telefon cu Alex Bobeș din București, fondatorul Asociației Taxi Gratis. Domnule Bobeș, așa cum ne-ați spus mai devreme, acționați pentru oamenii în suferință, imobilizați sau nevăzători, dar în același timp care au și o situație financiară mai sensibilă. Să știți că am găsit unul dintre colaboratorii dumneavoastră,
pe care l-ați ajutat și l-am invitat să ne fie alături. Sper să fie o surpriză plăcută să-l auziți pe Daniel Ianoș din București. Bună ziua! Bună ziua și salut, Alex, și pe toți ascultătorii dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru colaborarea cu noi, domnule Ianoș. Dumneavoastră sunteți omul potrivit să ne confirmați că această asociație Taxi Gratis, care este chiar gratis, v-a întins o mână de ajutor atunci când ați avut nevoie. Ce puteți să ne spuneți despre Alex și despre asociația lui? Povestea asociației Taxi Gratis pentru mine a început așa. Îi mulțumesc lui Alex Bobeș că m-a ales să vorbesc și a venit pentru mine această asociație și vă spun ca un balsam și să vă spun de ce. Eu, datorită dizabilității care o am, am o cataractă foarte avansată la ochi și paraparese spastică, merg puțin mai greu și nu pot să merg distanțe foarte lungi. Nu puteam să mă deplasez, trebuie să merg numai însoțit de cineva. Nu pot să mă descurc cu mijloace de transport în comun. Iar eu căutam centre și nu găseam foarte greu o mașină. Să vă spun că am avut și experiențe neplăcute până să-l cunosc pe Alex. O experiență neplăcută este cu taxiurile. Unul mi-a vorbit foarte urât și al doilea, când am sunat, mi-a spus că mă duce decât până la obor. Deci eu te duc până la obor și de acolo te descurci. Pe Alex Bobeș l-am cunoscut printr-o fundație, m-a dus la o clinică și vreau să vă spun că prima dată m-a uimit faptul că e gratis. În țara în care trăim, mai de să fim sinceri, cam nimic nu se mai face pe gratis. Și Alex a fost pentru mine, pot să spun, nu știu, o mulțumire și o liniște sufletească, pentru că Alex m-a înțeles din toate punctele de vedere și mă înțelege. Asociația Taxi Gratis m-a ajutat chiar când am avut nevoie. Deci a fost la momentul potrivit când eu eram de-a dreptul disperat. Cam de câte ori obișnui să îi apelați? Pot să spun că de câte ori am nevoie. Chiar Alex e omul în care a spus niciodată n-a spus că nu se poate. M-a ajutat și cu mama mea să-i fac acte, să-i fac buletinul. M-a dus la București și chiar dacă nu poate el să vină pentru că are probleme, Alex întotdeauna a găsit și găsește soluții. Ne bucurăm să auzim că ne confirmați acest lucru. Alex Bobeș, un om minunat din București, care, iată, își face timp prin traficul capitalei să ducă oamenii bolnavi la spital sau în alte locuri unde au nevoie. Veți continua să utilizați serviciile taxiului fără costuri, domnule Daniel Ianoș? Da. Voi continua și să vă spun că eu din partea lui Alex Bobeș nu am beneficiat numai de transport. Am beneficiat și de, cum să vă spun, și de susținere morală. Eu de câte ori merg cu Alex la drum, pot să spun că Alex, pot să spun că mi-este cel mai bun prieten, pentru că întotdeauna mă susține moral. Oricât de supărat ai fi și oricât de probleme ai avea, Alex are darul de la Dumnezeu să te liniștească sufletește. Deci între mine și Alex pot să vă spun din experiența mea și cred că nu numai din experiența mea, cred că și la alții li s-au întâmplat. Alex e omul care te liniștești. Cu Alex se leagă prietenii sufletești. Ați recomandat și cunoscuților dumneavoastră Taxi Gratis? Da, am mai recomandat. Și aveți totală încredere că și prietenii dumneavoastră vor fi tratați cu aceeași blândețe? Da, și e un om foarte dedicat, pot să spun că este o vorbă în popor, omul sfințește loc. Dacă e să te referi, un astfel de om este Alex. Chiar și alege întotdeauna oameni dedicați. V-am spus și cu ocazia de să mă iertați că mă repet, chiar dacă nu poate el să vină, întotdeauna Alex pentru mine, cel puțin a găsit soluții și sunt sigur că și pentru alții oameni au găsit soluții și alege oameni dedicați, oameni care se poartă frumos, oameni foarte drăguți. Mulțumim că ne-ați fost alături. Apropo, încă o întrebare scurtă. Cunoașteți Radio România, postul nostru, antena satelor? Da, dacă avem timp, da? Să vă spun, povestea a început cam așa. Eram
mi s-a stricat televizorul, eram într-o perioadă mai grea și televizorul s-a stricat, n-am putut să-l ducem la reparat și a mers mama la o mătușă de aici și a dat un aparat de radio și a venit iarna, a venit frigul și nu mai puteam să mai ies. Și eram bucuros de oaspeți în fiecare sâmbătă seara cu doamna Angela Marinescu. Așa a început să mă atragă folclorul, să-mi placă, chiar ascult cu plăcere. Ne bucurăm să ne ascultați și de acum înainte. Multă sănătate vă doresc, toate cele bune mamei dumneavoastră și să auzim de bine din partea noastră. Aveți un dar muzical, Constantin Ienceanu, pentru domnul Daniel Ianoș din București. Stai cu mine, omule, să-ți cânt. Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de neca să uite, să-i fac clipe-n viață fericite, să-i zic unu pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi, să-și depene aminti. Ușor să-i curgă lacrimile. Dacă ai necaz, arză-l-ar focul, sau zici că te-a părăsit norocul. Nu uita toate sunt trecătoare, mai las-o încolo de supărare. Pune-l la otarul ca să-ți cânte, că le uiți oricât ar fi de multe și nu-ți mai face inima rea, omul. Că îți trece viața. Iar când ai o bucurie în casă, atunci zici că viața e frumoasă. Cu cei dragi când ești la veselie, îți urez numai așa să-ți fie. Și pui lăutarul ca să-ți cânte, și cu el te iei pe întrecute, până dimineața chefuiești pe toate. Ție da să le trăiești. Pune lăutarul ca să-ți cânte, că le uiți oricât ar fi de multe, până dimineață chefuiești pe toate. Ție da să le trăiești. Vești și povești adunate și date de Liliana Cristea. Revenim la Asociația Taxi Gratis din București, domnule Alex Bobeș, care ar fi cazurile pe care le considerați urgențe? Cazurile urgente sunt cele care trebuie să beneficieze de tratament medical. Întotdeauna am tratat cu prioritate persoanele care aveau programări la doctori, trebuiau să beneficieze de un anumit tratament, situații similare. Aveți un dispecerat la care se poate suna să chemăm taxi gratis? Momentan nu este dispecerat, da. Răspund eu personal și mă ocup de programarea curselor. Așteptăm să ne spuneți și numerele de contact, dar înainte aș vrea să ne povestiți dacă vă desfășurați activitatea numai în capitală
Și dacă nu, în ce măsură îi putem ajuta pe radioascultătorii noștri care vin din provincie? Momentan ne desfășurăm activitatea doar în București, respectiv Ilfov. Am mai preluat persoane și din Ilfov, din apropierea Bucureștiului. Totodată au apelat la aceste servicii și persoane care veneau în București pentru tratamente. Și le preluam de la Gara de Nord, de exemplu. Se acceptă varianta aceasta dacă avem și noi radioascultători care vin la consultații, la tratamente la spitalele din București. Ne puteți ajuta să-i... Sigur că da. La rândul nostru, cum vă putem ajuta? Nu știu cât de mult vă puteți implica în acest proiect. Cu siguranță unii dintre ascultători pot, fie ca voluntari, fie prin altă metodă. Cred că ar fi important ca cât mai multă lume să se implice în proiecte umanitare în general, să facă lucruri bune pentru persoanele din jurul lor, nu neapărat în acest proiect, în orice proiect, în orice cauză. Am intrat pe site-ul taxigratis.ro și am văzut că avem la dispoziție 3 variante de a fi aproape de dumneavoastră. La una dintre ele mă gândeam să apelez și eu. Este vorba despre cea de donare, cei 2% din venit să-i donez către asociația dumneavoastră. Aveți și formularul la îndemână acolo, așa că am să vă rog ca în zilele următoare să urmăriți să ajungă acei 2% din salariul meu către persoanele pe care le aveți alături spre a le îngriji și ajuta. Îi rog și pe ascultătorii care în această perioadă depun declarația 220 persoane fizice sau chiar firme să vă aibă în vedere, pentru că faceți lucruri utile pentru oameni și, sigur, poate chiar uneori salvați vieți. Mai departe, ce proiecte aveți după acest proiect umanitar? Ce va urma? Proiectul, chiar dacă este activ încă din 2013, că mai poate fi dezvoltat foarte mult. El practic este la început, deoarece este activ doar în București. Ar putea fi dezvoltat în toată țara. Există peste tot în România persoane cu handicap, nevăzători, care avea nevoie de ajutor. Deci suntem de-abia la început de drum. Pentru asta, cât mai mulți voluntari, nu? Și donații. Avem nevoie să ajutăm, să întindem o mână de ajutor celor aflați în suferință, celor care și-au pierdut sănătatea. Încă o dată, dragi ascultători, pare greu de crezut, dar chiar există taxi gratis și iată, l-ați auzit pe Alex Bobeș, chiar e gratis. Apelați cu încredere când ajungeți în capitală. Mulțumesc mult, Alex, pentru faptul că ai fost alături de noi și încă o dată respect pentru ceea ce faci pentru oamenii în suferință. Vă mulțumesc. Toate cele bune, toate cu drag le-am făcut Petrică Mățu Stoian pentru invitatul nostru de astăzi. Viață muncind și avere agonisind, greul m-a călit în viață, lumirele să-i fac față. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Am pierdut, am câștigat, am căzut, m-am ridicat. Niciodată nu m-am plâns, la nimeni nimic n-am spus. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Toate cu drag le-am făcut, nimeni nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume.
s-au dus anii tinereții, cu ei jumătatea vieții. Am de toate și mi-e bine și nu dușmănesc pe nimeni. Toate cu drag le-am făcut, nimeni ne-a nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Toate cu drag le-am făcut, nimeni ne-a nu m-a întrecut. Le-am făcut, le-i ține bine, cu fruntea sus merg prin lume. Încheiem ediția de astăzi a emisiunii Vești și Povești cu mesajele dumneavoastră, stimați ascultători. Iuri Tănasă din București, bună ziua și bun venit la cea mai bună emisiune informativă. Felicitări, mi-e scrie domnul Iuri. Mulțumesc, doamna Jana Stavri, ne dorește weekend plăcut. Elena Gabriela Nițu ne trimite o floare virtuală. Ionel și Ionela, bună ziua, vă doresc o zi plăcută. Maria Vasile, o zi minunată dumneavoastră și celor din studio. Să nu îi uit pe cei care ascultă zi de zi Antena Satelor, o primăvară cu soare în suflet, de la doamna Maria Vasile. Liliana Militar, o zi minunată și binecuvântată. Constanța Gheorghe ne salută și dumnea ei. Rodica Răuțu, o zi minunată de sâmbătă cu bucurii și sănătate ne dorește Rodica Răuțu din Brașov. Cristi Militaru, lăsați vrăjala cu mierea biofraților, albina zboară și adună nectar de la sute de mii de kilometri, numai un las cu povești de popă beat. Să vedem ce răspuns vom primi mâine de la Bogdan Ionescu. Doina Spătaru de asemenea ne dorește o zi frumoasă și un weekend minunat. Cezarina Voicu, tot un mesaj referitor la apicultorul român. Dacă are piață de desfacere, este ajutat de statul român, cum îl promovăm pe apicultor? Să-și noteze Bogdan întrebările dumneavoastră și să pregătească răspunsul pentru mâine în grupajele noastre informative. Domnul Ioan Pascaru ascultă cu drag Veștile și Poveștile radioului Antena Satelor, în timp ce conduce, dar și chiar acasă sau când iese prin oraș. Petruț Ungurenuș, o zi frumoasă tuturor din redacție, un weekend plăcut. Petronel Bolohan, bună ziua, dați-ne vești, zi minunată tuturor. Iată, am ajuns la final. Doamna Geta Tuderaș, cu bună ziua, te îmbrățișez și te ascult cu mare drag. Florica din Germania ne salută și ea. Marin Miron, Liliana Ivan, bună ziua, astăzi nu am avut timp să zic bună dimineața, ascult cu mare, mare drag. Colega mea de la Camera Știrilor, Florentina Mihalache, se pregătește cu ultimul grupaj informativ al zilei. Eu sunt Liliana Cristea, vă doresc o zi frumoasă în continuare, audiție plăcută și așa-i omul, ca și iarba. Mihai Ciobanu. Așa-i omul, așa-i iarba, trăiește mai mult degeaba. Iarba o pasc vitile, iar pe om gândurile, of, of, viața omului, mă. Că trăiește omul lumii, n-are numai zi. Are și zile amare și nu sucă pe picioare. Oh, oh, viața omului, mă. Orice om trece prin lume și vântul prin păduri, orice viață pe pământ, îi ca frunza dus-n vânt. Oh, oh, viața omului, mă. Așa-i omul, ca și iarba,
mai mult.